Polițiștii mehedințeni continuă activitățile în zona unităților de învățământ dedicate siguranței mediului școlar, chiar și în cursul zilei de astăzi la școala gimnazială Corlățel. Având în vedere derularea programului național pilot de tip școală după școală, polițiștii biroului siguranță școlară s-au deplasat la mai multe unități de învățământ înscrise în program. Astăzi, polițiștii biroului Siguranța Școlară au fost la școala profesională Corlățel, unde se desfășoară cursuri de recuperare cu prezența fizică a elevilor în bănci în scopul desfășurării optime a procesului instructiv-educativ. Având în vedere derularea programului național pilot de tip școală după școală, polițiștii biroului Siguranța Școlară au desfășurat o activitate pentru siguranța mediului școlar la școala profesională Corlățel și desfășoară cursuri remediale cu prezența fizică a elevilor. Cu ocazia întâlnirii cu reprezentanții unității școlare, s-au discutat aspecte ce țin de siguranța mediului școlar, respectarea măsurilor igienico-sanitare, a prevenirii și răspândirii noului tip de virus SARS-CoV-2 și reducerii efectelor asupra populației, prevenirea fenomenului de bullying și cyberbullying, efecte pe termen scurt și lung ale absenteismului sever și abandonului școlar, riscul atragerii în anturaje nepotrivite, legislația incidentă domeniului delinvenței juvenile. Astfel, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții unităților școlare au fost discutate aspecte ce țin de siguranța mediului școlar, cum ar fi respectarea măsurilor igienico-sanitare, prevenirea fenomenului de bullying, dar și riscul atragerii în anturaje nepotrivite cu care tineretul de astăzi se întâlnește din ce în ce mai des. Școala profesională Corlățel desfășoară cursuri remediale cu prezență fizică a elevilor. Unitatea de învățământ este înscrisă în programul școală după școală, iar prezența polițiștilor nu poate decât să ne bucure și să ne ofere un sentiment de siguranță. Activitățile comune, desfășurate împreună cu polițiștii biroului siguranță școlară, sunt binevenite, mai ales pentru siguranța mediului școlar, a elevilor și a cadrelor didactice. Cu ocazia întâlnirii am avut un dialog constructiv pe teme de interes general, prevenirea violenței fizice și verbale, respectarea măsurilor igienico-sanitare, a prevenirii limitării răspândirii noului tip de virus SARS-CoV-2 și reducerii efectelor asupra populației, prevenirea fenomenului de bullying, efecte pe termen scurt și lung ale absenteismului sever și abandonului școlar și, în ultimul rând, riscul atragerii în anturaje nepotrivite. Pe perioada derulării programului, polițiștii biroului siguranță școlară vor continua activitățile de monitorizare a mediului școlar și dialogul cu conducerea unităților de învățământ.